Bună ziua, oameni dragi! Astăzi Bunul Dumnezeu m-a adus la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava. Aici a fost duminică sfințirea mănăstirii și de duminică încoace, astăzi este joi, pelerini din toată țara au venit să treacă prin altar și să se închine la brâul Maicii Domnului adus aici la mănăstire. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. O să intru înăuntru să vă arăt cum arată. Priviți înăuntru, oameni dragi, dragi creștini, cât de frumoasă este Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Au fost mii de pelerini de duminică încoace, deoarece mănăstirea s-a sfințit. Și priviți și dumneavoastră cât de frumos este. O să vă arăt și brâul Maicii Domnului, adus aici la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava. Aici este brâul. Brâul Maicii Domnului din Grecia. Și o să mergem și prin altar. Până sâmbătă mai este de trecut prin altar. Lumea trece prin altar, se miruiește de părinte. Sfânta Evanghelie. Priviți cât de frumoasă este mănăstirea, dragi creștini, o superbitate de mănăstire. Aplicați un like, un share, un comentariu. Puteți ajunge aici într-un an de zile, mă refer că puteți măcar o dată să veniți în județul Suceava la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Aici este Părintele Stareț Mihail, un duhovnic și un părinte, un stareț deosebit cu foarte mult har. Priviți că lumea se închină aici, cât de frumoasă este. Uitați puțin această icoană cu Maica Domnului, cât de frumoasă este. Ia uitați. Lumea se închină la brâul Maicii Domnului, care va fi până astăzi aici, după aia va fi luat și se poate trece prin altar doar până sâmbătă. Priviți cât de frumoasă este Mănăstirea Sihăstria. Veniți, oameni dragi, și vă închinați și puneți o lumânare. Rugați-vă, deoarece vremurile sunt destul de grele, de tulburi, și biserica, milostenia, ajutorul a mai rămas în această viață. Să nu fim răi, să devenim mult mai buni unii cu alții, să ne ajutăm, să ne iubim țara, iubiți Biserica Ortodoxă Română, deoarece ne-a ajutat tot timpul, toată viața. Nu ascultați de gurerele ce zic. Mii de pelerini, mii de creștini din toată țara au venit zilele acestea pentru a se închina și a trece prin altar și se închina la brâul Maicii Domnului. Aseara a mai fost odată, dar nu am ajuns până aici pentru că coada se întindea pe kilometri de mașini și astăzi Bunul Dumnezeu m-a adus în această biserică, la această mănăstire superbă, superbă, oameni buni. Haideți să ajutăm cu toții să punem umărul, să devenim o țară mai bună. Suntem un popor creștin ortodox. Priviți aici, oameni buni, cât de frumos s-a făcut aici, ce lucrare a făcut Bunul Dumnezeu aici, cu ajutorul Părintele Stareț Mihail. Acum unde merg eu este ieșirea din mănăstire. Să vă arăt mănăstirea jur împrejur, cât de frumoasă este. Ce pictură, este o pictură unică în toată țara, din câte am înțeles. Priviți ce a făcut Bunul Dumnezeu, ce binecuvântare a creat aici Bunul Dumnezeu cu ajutorul pelerinilor din toată țara. Veniți să vă închinați măcar o dată. Uitați, oameni buni, dragi creștini. Mulțumesc.
Aici este parcarea, unde se poate parca. Priviți cât de frumos este. Priviți, dragi români, ce intrare, ce mănăstire binecuvântată de bunul Dumnezeu. Aici este intrarea în mănăstire. Uitați, dragi creștini, lumea cum vine să se închine la bunul Dumnezeu și măicuța Domnului. Mii de pelerini din toată țara. Priviți ce pictură deosebită. Ia uitați dumneavoastră aici. Ia uitați, oameni buni. Nu uitați să aplicați un like, un share, un subscribe. Ajută foarte mult acest canal, acest video, să poată vedea și alții să vină să se închine la această mănăstire superbă. Bunul Dumnezeu vă ajută pe toți. Dacă veniți, vă închinați, să fiți mai buni, mai milostivi, să nu mai bârfim, să nu mai fie răutate în lume. Priviți, doar oameni buni, ce mănăstire binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Veniți să vă rugați la Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului. Trăim vremuri turburi, vremuri grele, războaie, să fie pace pe pământ, să ne ajute Dumnezeu să fie copiii sănătoși, bătrânii, bunicii și noi toți și tinerii, să aibă spor la școli, la învățături, să facem o țară mai bună. Uitați aici, Părintele binecuvintează, sfințește apa, pelerini așteaptă. Așa că, dragi români, biserica ne-a mai rămas, rugăciunea, bunătatea către Bunul Dumnezeu și Maica Domnului ne-a mai rămas în această viață. Veniți să vă închinați la Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului. Uitați, pelerinii cum vin. Aplicați un like, un share, un subscribe. Eu vă mulțumesc pentru fiecare vizionare în parte. Lăsați un comentariu dacă vreți să discutăm. Scrieți orice acolo, vă stau la dispoziție. Multă sănătate tuturor și Doamne ajută de aici, de la Mănăstirea Sihăstrăia Râșcăi, județul Suceava. Doamne ajută tuturor!